Salutări și bine v-am regăsit la un episod din Counter-Strike Global Offensive, CSGO pe scurt. Ia, vreun dinamic pe aici? O să merg cu arma asta. G, așa. Hop. Hop, opa, m-a observat. Hei. Hei, iată, uite, eu l-am omorât. Dude, shotgun-ul e prea șmecher. Nu trebuie să ai precizie prea mare când tragi cu shotgun-ul. Hopa. Fapt, hai să... mi-a furat kill-ul. Ok, oricum era la distanță cam mare. Vreau să obțin și punctele alea bonus. Opa. Ce înseamnă să dai reload când nu trebuie? Ok. Ia, l-am văzut eu. Opa, sunt doi aici. Headshot. N-am reușit să-i dau headshot. Sunt tot pe aici? Sunt prin zona asta? Nu contează, never... Tot aici m-a spawnat. Bă. Ia. Dude, cât de bine jucam și ce se întâmplă acum, ok. Armele-ți devină. Hai cu pistolul. Unde-i mă ăsta? Unde-i mă... a murit, văd acolo că am luat un assist. Ok. Hai din nou, hai din nou. Mamă, tot tipul ăla m-a murit. G. Cu SMG-ul ăsta sau ce-o fi el. Da. Am tras în el, pe m-am oprit o milisecundă, că am zis că e cu echipier, dar nu. Ok. Da. Nimeni pe aici, nimeni pe acolo. Schimbăm cu pistolul. Dude, Desert Eagle-ul ăla. Asta era Desert Eagle-ul. Nu m-am uitat să văd ce era. Au gâu. Cu echipier. Da. Vechea strategie cu trage și promă verifică să vezi cine era. Nu e ceva foarte bine, mai ales în CSGO. Opa. Hai mă, uită-te la mine. Așa. Opa. Ăla nu vrea să se uite la mine. Shit. Ok, am fost cam înconjurat la faza aia. Și la asta. Double pistols. Nice, cum îmi place. Hai, o iau pe aici. Cred că l-a omorât tipul ăla care a venit pe aici. S-a lăsat omorât. Ok. Iar cu augâu. Nu, parcă așa se mi-a dat. Cu asta nici nu trebuie să folosesc luneta aia. E aici? Nu-i nimeni? De ce e un semnal întrebării pe aici dacă nu-i nimeni? Da, îmi place mai mult să joc deathmatch decât modul ăla de joc cu plantează bomba, dezamorsează bomba, omoară teroriștii. Oh, God. Hai că l-am luat. Uite, headshot. Nice. Ce, mai e cineva pe aici? Am luat damage? Atâtea întrebări. Ops. Trebuie să-mi schimb go-ul ăsta pe mouse, cred, să-mi fie mai ușor. Hai mă, niciun inamic, unde sunt mă inamice când am nevoie de ei? Ia, sigur pe aici va veni unul. Se va spawna. Hop, hop. Ia uite-l! Eu l-am omorât. Mă omoară ăla. Nu. Ia. Săritură! Își dădea reload tipul. Oh, God. M-au cum stătea la acolo. Ok. Vreau Desert Eagle-ul înapoi. Ia pe aici. L-a omorât. Nice. Mă, oare vom câștiga? Ia uite, sunt și eu acolo în bara aia de sus. Hai mă, uite pe aici de obicei mai stau teroriștii. Uite-l. De tipul ăla chiar nu trăgea bine, adică... Opa. God, nu trebuie să schimb cu asta. L-am văzut că s-a dus după tren. Am murit. Uite-l. Mamă, ce-i acolo. Mă, eu am tras în el. M-a luat, mamă. Mi-a dat un singur. Am vrut să-i dau un scop, nu contează. Avea la logo-ul de la Rust. Bă, n-am mai jucat Rust de mult. Trebuie să mai îmi cumpăr încă 8 GB de RAM. Ca să pot juca și eu Rust fără să mi se
fără să-mi sacadeze jocul, să se miște în lag. Hop, m-a rămas aici, șmecheră. Unde s-a dus mă ăsta? Ah. Eu vreau să-l omor pe ăsta. Ha, săritură. Și nu mi-am luat damage. De menționat. Unde-i mă tipul ăsta? Că l-am văzut pe unul pe aici. Doar n-am murit atât de repede. Ăla văd că campează pe acolo. Ăsta văd că e pe aici. Oh, doamne, cum trag eu până acolo? Hai mă că mă duc eu pe el. Ah, cred că a murit. Mamă, ce headshot mi-a dat ăsta. Îmi pare că se aude diferit când îmi dă headshot. Eu da să-i loc de spawn. Serios acum. Ok. Hai, vedem cu arma asta. Hop, hop, hop. Cu echipier pe aici, pe jos. Cu echipier. Oh, doamne. Eu de uneori nu prea e... Eu am tras. Eu, dar am apăsat click în ultimul moment, când era prea târziu, serios, milisecunda aia. Stai că m-a dat tot aici, dar ăla cred că a murit. Hop, hop. Da. Ok, mă, nici nu m-a dat chiar de la începutul meciului, puteam să am un meci mai bun. E o temă de aici. Care mai... Shit. Ok. Mă, în episodul trecut pot să zic că am avut un meci mai bun decât ăsta. Nu știu, acum parcă am momente când am mai mult noroc decât skill. Hop, hop. Și în unele momente mor. Ok, op. L-am văzut pe unul. Și un cu echiper pe aici, da. A, l-a omorât. What the fuck. Mam. Unde-i precizia? Hmm. Hai să încerc ceva. Ia, stai așa. Uite, venim noi aici. Cum de nu l-am omorât, nici măcar assist nu am luat. A, l-a murit, ok. Shit! Dude, click dreapta, retardat! Doamne! Am apăsat de 3 ori pe click dreapta, dar apăsam și... spamam și click stânga. Nu prea mult, hai că... A, s-a terminat fix acum. Eu și ale după colț acolo. Ok, nu prea mi-a plăcut meciul ăsta. Ia, măcar să fac XP în episodul ăsta, să fac level up. Vreau să fac un level up. Am de două ori mai puține kill-uri și assist-uri decât ăla de pe primul loc. Și am de două ori mai multe decese. Ah, ok, ăsta n-a fost un match prea bun pentru mine. Nu, overpass, stai că nu mai știu cum era mapa asta. Hai să jucăm pe overpass. Ah, da, era mapa aia care îmi plăcea mie. Nice, uite mă, aici o să ne descurcăm mult mai bine. Ar trebui. Așa a fost de fiecare dată, adică avem 10 minute la dispoziție, hai să ne facem de cap. Tot cu poliția, haide. Antitero. Oh, what? Bot Kevin. Cumva ne-a dat numai cu boții acum. Ok. Ciudat. Care e faza? Cred că trebuie să intrăm și noi la Tero. A? Uite-l pe ăla. Trage. Mă rog. Mă rog. A, gata, uite-mă, acum a intrat lumea. Gata, hai acum să jucăm serios. Pot deschide ușa asta? Nu pot deschide. Jucăm serios. Cam serios, tragem în prima persoană pe care o vedem. Nu-i bine să facem asta, ne-am convins. Hai să dau și un reload. Ia și intrăm. Hop. Mă, chiar nu-i nimeni pe aici? Uite-l. Gata. Headshot? Hm. Da, gloanțele astea chiar că se duc cum vor ele. Nici măcar nu am încercat să-i țintesc capul, pentru că armele astea nu prea au precizie. Dar... asta înseamnă să joci prea mult Overwatch. Deci eu fiind jucător de Overwatch și
plante vs zombie, de acolo am învățat eu să dau aiming. Asta ce face, AFK? Oh my god, frate. Vreau armă ceva mai bună. Desert Eagle, unde mi-e Desert Eagle? Uite-l pe ăsta cu sniperul. 5-7. E bun. Oh, ia să vedem. Ok. Deci, inamici. Sunt pe locul 3 de la noi din echipă. Vreau să fiu pe primul loc. În episodul trecut am picat pe locul 2 la final. Hai să remediem această situație. De cum trage arma asta? Ok, hai să nu mai țin click-ul apăsat. Hai să dau repetitiv. Gata, mă, uite, repetitiv. M-a luat asta cu shotgun-ul. Da, tot a fost un... a fost un kill bun. Opa! Am să mă luat pe nepregătite. Am nevoie de HP, medic. Da, chiar singurul shooter pe care îl joc în care nu poți să-ți dai heal. Opa, niciun inamic. Haide, îi luăm pe aici, îi luăm prin surprindere. Zona. Asta e shotgun-ul. Wow. Hop. 16 puncte. Au. Putea fi kill-ul meu, bine. Trebuie să iau din apropiere cu shotgun-ul, așa că o să fiu pe fază. Dar nu-i nimeni pe aici. Oh, shit. Haide. Haide, l-am omorât. Da, mă. Hai că s-a meritat să mă sacrific acolo. Am vrut să-l omor în ultimul moment pentru 16 puncte bonus. Nici nu mai contează că am murit. Ok. Ah, come on. Iar ăla cu logo-ul de la Rust. Mamă, ce headshot mi-a dat aici. Sau? Nu mi-a dat headshot. Mamă, frate. Jesus. Iar ăla cu logo-ul de la Rust. Deci așa mă ghidez să știu care-i care. A, da, uite, am punctaj mai bun decât el. Nu că ar conta. Haide. Reload. Aș încerca să fac kill-uri și cu cuțitul, dar nu prea are rost să mă complic. M-a rămas, am văzut că e destul de bună. Unde m-am mortă la pe aici? Hai, mă duc repede pe el, deși nu cred că mai e pe aici. Da, hai mă, hai. Hai că te aștept, haide. Îmi place să dau tot timpul reload ca să am cât mai multe gloanțe de dat. Să le dau cât mai bine. Opa. Mamă, să se ascunde aici. Camper. Care? Mai e cineva pe acolo? Ok. Mai e careva pe aici? Că am văzut două semne ale întrebării. Ia uite. Bă, fii atent că era în spate. Opa. A, nu e Desert Eagle-ul, din păcate pentru mine. Vine un tip din partea asta, ce nu cred că îl urmărea nimeni. Da, totuși, hai să luăm pe aici. Au, mi-a furat kill-ul. Cu echipier. Hai mă, frate, 8 secunde, 6. Dude, uite cum nu am pe cine omorâ. Sunt pe locul 3 totuși. Haide frate, cineva, oricine. Oh. Fix când am fost pregătit, ok. Hai din nou. Au, prea târziu. Bun, hai că în zona asta o găsem eu tot timpul inamici. Hai, l-am văzut, haide. Sau ce naiba am văzut eu? Iar am vedenii. E de la Cola. Ok. Hop, headshot! Mamă, uite, ăsta a fost chiar un headshot frumos. L-am văzut. Cel mai bun moment. Come on. Haide, ok. 12 HP. Shit! Opa!
Stă mort tu, ia. Taaa. Asta e, aveam shotgun-ul ăla care chiar m-a ajutat la faza aia. Da. Să încerc să joc mai bine? Ia uite, achievement. Care ești mă pe aici? Asta-i. Aici e? A, am murit. Ia uite-l. Ha. Dude, care încerca să-mi fure kill-ul aici? Ia uite-l. A, ops, ops. Mă, îi văzuserăm pe doi, dar nu credeam că vor fi trei acolo. Ia stai. Hopa. Ia uite mă pe ăștia. Ah, reload-ul vieții. Au gău. M-a salvat cineva aici, nu contează cine. Ideea e că poate... M-am făcut două kill-uri consecutive. Mie îmi convine. Am făcut două kill-uri consecutive. Nice. M-am trecut ăla cu logo-ul de la Rust. Să înțeleg că dacă CSGO era jocului preferat, avea logo-ul de la CSGO la poza de profil. Cine tragi, mă? A. Hai, mă, unde sunt amicii? Cred că era cineva pe aici cu echipierul. Doamne, ce naiba făceau ăștia aici, frate? A, își păzeau unul altuia spatele. Doamne, frate. Kill. A, vreau să fie ăsta al patrulea kill fără să mor. Shit. A, cum am schimbat eu armele. Cum trage ăsta, mă? Și cum naiba de mi-a furat ăla kill-ul, am luat doar assist-ul. What the fuck? Ok, hai că deja jocul ăsta devine din ce în ce mai ciudat. Nu e o zonă bună pentru arma asta. Arma asta e la fel de bună ca un shotgun, vă zic eu. Oh god. Și uite că nu l-am urât. Fac cum trage asta lor, ocolesc toate gloanțele. Doamne. Mă rog, ia. Ok. Sunt pe locul 3. Hai mă. Gata. 1 HP. Ce să mai zic? Care e aici mă? Păi văd pe hartă. Păi văd pe hartă, văd că e cineva. Doar un semnal întrebării. Ok, hai cu shotgun-ul. Ia uite și trenul. Nice. Opa, 5-7. Care... Ia uite mă unde e ăla. Îl aștept. Ce să mai aștept că a plecat. Eu l-am urât. Nice. Opa. Ia uite, eu l-am urs și pe ăla. Mă, iar am picat pe locul 2. E bine, adică, na. Ce să zic. Mamă, și mai aveam... A, caporal, am făcut level 5. Nice. Mai bine. De ce are la acolo un roșu? A, mă rog. Și am și câștigat. Și am primit un spray. Aparent, în jocul ăsta primești câte ceva de câte ori face level up. Ha. Bine, dar cred că e din ce în ce mai greu să face level up în jocul ăsta. Eh, oricum. Train. Mă, n-o să mai joc încă un match. Eu o să închei aici episodul. Vreau să nu fac nici episoade prea lungi din CSGO. Așa că de obicei joc decât două meciuri, dar cred că din episodul următor o să încerc să joc și cu aia cu plantează bomba, dezamorsează bomba. Cam modul de joc normal al jocului, mă rog.